Prefectul capitalei. Decis menținerea măsurilor care se află încă în vigoare până la 12 noaptea, aprobate prin fosta hotărâre. Nu s-a considerat necesar și oportun la acest moment să fie introduse măsuri restrictive noi. Așadar, măsurile care sunt în vigoare vor continua începând cu noaptea aceasta de la ora 12 până în data de 16 noiembrie la ora 12. Pe baza datelor de la Direcția de Sănătate Publică, domnule prefect, ați referat zone în capitală în care rata de incidență este mare și în care ar putea fi impusă acea carantinare pe zonă sau pe stradă? Uite, ți-o să răspund eu la asta. V-am spus că această evidență poate să fie posibilă numai după ce ministerul implementează softul pe care încă în ziua de azi nu a reușit să implementeze. Există o propunere cu privire la închiderea parcurilor pe timp de seară, s-a decis și acest lucru? Nu, pe ordinea de zi a comitetului a fost luată în discuție această măsură, însă nu poate Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență să adopte astfel de măsură, fiind vorba de prezumtive limitări de drepturi și libertăți, fapt pentru care s-a decis să sesizăm cu această problemă Comitetul Național pentru Situații de Urgență și dacă apreciază necesar ca la un anumit grad de infectare, nu doar pentru București, la nivel național, să fie luată și o astfel de măsură, va fi reglementată prin HG. Discuta în CNSU, domnule prefect, situația molurilor, dacă e o variantă închiderea molurilor în perioada următoare? Așa cum v-am spus, nu s-a luat în discuție nicio altă măsură restrictivă. Am apreciat și noi și toți membrii din Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență că măsuri restrictive suplimentare nu se impun. Am hotărât să ne centrăm foarte mult eforturile și atenția pe respectarea măsurilor care sunt luate deja. Nu este normal să suprareglementăm, să luăm măsuri suplimentare, atâta timp cât eu personal și colegii, domnul vicepreședinte al comitetului și colegii din comitet, am apreciat că nu sunt suficient de bine aplicate măsurile deja existente. Și în sensul acesta ne vom canaliza eforturile. Domnul prefect, ați sesizat Comitetul Național pentru Situații de Urgență? De exemplu, o să-i răspund colegului dumneavoastră și după aceea o să vă răspund și dumneavoastră. De exemplu, așa cum bine știți, prin hotărâre de guvern s-a impus, deci este o dispoziție imperativă și nu una dispozitivă, ca toți operatorii economici și toate instituțiile de stat sau private să decaleze programul funcționarilor cu o oră sau cu două ore, să împartă funcționarii în două sau trei grupe și să le decaleze programul. Asta este decis de mult prin hotărâre de guvern, însă nu s-a respectat. Vreau să vă spun că chiar la nivelul prefecturii astăzi am dat dispoziție ca începând cu ziua de mâine jumătate dintre funcționarii instituției să vină la ora 7, iar cealaltă jumătate la ora 9. Unde nu s-a respectat, dacă îmi permiteți? Nu s-a respectat în cea mai mare măsură niciuna dintre instituțiile publice sau instituțiile de stat. Și de aceea avem această aglomerare la stațiile de metro, de aceea avem această aglomerare la STB și noi am opinat că prin aplicarea de îndată acestei prevederi normative, până la urmă cu caracter imperativ, putem să decongestionăm transportul public și suprateran și subteran. De când era vigoare această măsură? A lucrului pe ture. Păi este HG-ul 856 de cu privire la prelungirea stării de alertă. De acum câteva luni. Două săptămâni, trei săptămâni. Era pus în aplicare, practic. Nu era pus în aplicare, nu a fost pus în aplicare această prevedere. Veți sancționa pe cineva pentru că nu i-a organizat să lucreze pe ture? Nu, eu nu am venit aici să sancționez, am venit să îndrept lucrurile și, așa cum v-am spus, de mâine funcționarii prefecturii vor lucra în două ture. Considerați că parcurii și controlele s-ar putea răspândi directul, având în vedere că ați făcut această solicitare către CNSU? Urmează să facem această solicitare. Din punctul meu de vedere personal, din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții structurilor de ordine și siguranță publică, după ora 22, atunci când activitățile localurilor și teraselor din municipiul București încetează, foarte mulți tineri se întâlnesc în
anumite zone, în parcuri și în zone de agrement din municipiul București și au loc acolo adevărate petreceri cu nerespectarea nici celor mai simple norme de protecție sanitară și de distanțare. Și atunci s-ar impune închiderea parcurilor după aceste ore? Noi așa am apreciat și de aceea urmează să facem o astfel de sesizare către Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Vei spori și numărul controalelor în piețe, în târg? În mod categoric, asta este o altă reglementare de care, din păcate, nu s-a ținut cont. Am discutat foarte aplicat cu domnul primar general, am discutat cu primarii de sectoare și am cerut ca în termen foarte scurt fiecare sector, fiecare primărie de sector să prezinte o situație a piețelor pe care le au, inclusiv a piețelor private. Fiecare dintre aceste piețe să aibă un plan foarte bine pus la punct cu privire la fluxurile, intrarea și ieșirea din piață, să fie marcate cu marcaje evidente și aflate la vedere, să fie realizate circuite. Sens în care domnul primar general chiar a solicitat primarilor de sector să înainteze planurile pe care le au cu privire la piețele respective și dumnealui, primăria generală, împreună cu specialiști, să realizeze circuitele, fluxurile de care vă spuneam. Ce decizii s-au luat în legătură cu școlile? În legătură cu școlile, așa cum bine știți, singura decizie normală și firească și legală era ca activitățile să continue în sistem online. Pentru că, după cum bine știți, hotărârea de guvern și ordinul comun prevăd că la o incidență de peste 3 la 1000, școlile trebuie să funcționeze online. Câte paturi ATI sunt în București și câte mai sunt neocupate? Nu știu să vă spun la momentul ăsta, să vă dau răspuns. Este o informație prea tehnică. Ok, domnule primar general, spuneați că acel soft va fi gata undeva la sfârșitul acestei săptămâni, da? Da. În cazul în care rata se menține la peste 3 cum este acum, se va lua în calcul carantinarea unor străzi, a unor zone, așa cum a spus? Stați, mai întâi ca să lămurim. Pe ce s-a decis azi în Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență este să se rămână aceleași restricții care au fost stabilite acum două săptămâni. Din punct de vedere operativ, sunt trei lucruri importante pe care le-am stabilit. Unu, să comunicăm foarte clar obligația de decalare a programului și pentru operatorii publici și pentru cei privați. Deci primarii de sector care au luat parte la întâlnire s-au obligat ca pentru toate instituțiile din subordinea lor să facă această decalare de program și noi o să ne asigurăm inclusiv pentru operatorii privați care funcționează pe raza municipiului București că vor respecta această prevedere legală. În al doilea rând, în ceea ce privește piețele, am solicitat și până joi primarii de sector au termen să ne înainteze situațiile piețelor, fie piețe pe care le administrează ei înșiși prin administrația piețelor sau alte structuri, să ne spună dacă au planuri sau nu au planuri de acces cu circuite și doi, pentru piețe să ne înainteze situația piețelor private pe care ei le-au autorizat să funcționeze. Și o echipă mixtă, compusă din Direcția de Urbanism, din Primăria Capitalei și din reprezentanții structurilor de ordine, Poliție, Jandarmerie, ISU, cred că până în weekendul acesta, dar până în weekendul viitor, vom avea pentru toate piețele din municipiul București, o să avem planuri care o să fie respectate de către prin poliția locală și poliția națională care o să fie prezenți acolo, astfel încât să nu mai avem mari aglomerări de oameni în piețe. Și o a treia chestiune pe care am stabilit-o, pentru că este o să devină o urgență să identificăm acele hoteluri care vor să colaboreze cu noi pentru carantinare. Pentru că în momentul în care multe țări din Uniunea Europeană vor intra în forme mai restrictive de carantinare, e posibil să avem un val de români care vor veni către România și pe care trebuie să-i carantinăm. Deci, din nou, asta este... În care vin sărbătorile de iarnă și foarte mult... Nu, vrem să o facem pentru săptămâna următoare sau chiar peste o săptămână, două, ca să fim pregătiți pentru un astfel de val. Deci, astea sunt cele trei chestiuni operative. Hoteluri la care v-ați gândit sau care... Sunt unele. A plătit bani către aceste hoteluri, cum se va face? Este, în acest moment, legea prevede că statul român, că autoritățile locale le identifică, autoritățile locale le plătesc și statul român decontează. Dacă
permiteți, da. Știți foarte bine că inclusiv pe durata stării de urgență au fost identificate astfel de unități de cazare în comun care au fost destinate carantinării persoanelor. Este necesar să aibă o anumită configurație. Aceste spații în mod automat sunt verificate și certificate de către DSP. Ca și în perioada stării de urgență și acum, o astfel de măsură va fi reglementată prin ordonanță de urgență sau prin hotărâre de guvern și atunci se va stabili și care este instituția care va face achiziția, cum se va face plata. Deci sunt detalii tehnice care sunt în atributul guvernului și nu al nostru. Noi doar identificăm acele hoteluri din discuțiile purtate cu doamna director a DSP-ului. La acest moment sunt identificate două unități hoteliere cu o capacitate de 70-80 de persoane pentru a fi carantinate. Dar de-a lungul timpului au mai lucrat cu autoritatea locală cel puțin 10 hoteluri în București. O să reluăm contactul cu ei ca să vedem dacă sunt disponibili pentru o lucrare. Managerii nu vor fi de acord? Dacă managerii nu vor fi de acord, o să vom căutăm pe alții. Altele. Da. Vă rog să reveniți la carantinarea străzilor, pentru că nu mi-ați răspuns concret la întrebare domnului Nicușurdean și vă rog. Care e la întrebare? Ipoteza de lucru cu privire la carantinarea unor străzi, acolo unde se înregistrează un număr mare de cazuri COVID. Da. Repet, aceasta este o decizie care, o eventuală decizie care o să fie luată în momentul în care o să avem informația de la Ministerul Sănătății prin acel soft pe care ei îl fac asupra incidenței foarte mari, eventuale incidențe foarte mari pe o anumită zonă geografică. S-a stabilit un prag de la care se va impune carantina în cazul în care... Dați-mi voie să vă răspund. Haideți să nu privim la acest moment la astfel de scenarii. Suntem într-un scenariu care cifrele ne îngrijorează și incidența de contaminare și numărul de infectați zilnic. Haideți să privim la măsurile care sunt în vigoare, măsurile care urmează să fie menținute pentru următoarea perioadă de 2 săptămâni și să nu ne gândim la carantinare neapărat a unor zone sau a unor străzi, aspecte la care nu o să vă poată răspunde din punct de vedere tehnic, așa cum vă doriți dumneavoastră, nici primarul general, nici prefectul, sunt aspecte tehnice care se iau cu consultarea structurilor de ordine și siguranță publică, cu consultarea DSP-ului, dar, repet, haideți să nu discutăm la acest moment de așa ceva, pentru că interesul și al nostru, și al dumneavoastră, și al bucureștenilor este să aplicăm măsurile care sunt în vigoare pentru a limita și a începe să avem scăderi atât la gradul de contaminare cât și la numărul. Vorbim despre incidență. Ce incidență? Care ar trebui să fie incidența pentru a se lua în calcul carantinarea cartierului, străzii? Nu, văd că vă insistați pe subiectul ăsta. Este o decizie eventuală, pe care eventual o să o luăm în măsura datelor pe care eventual o să le avem, da? Dar deci este o ipoteză. De la care ați plecat? Care e incidența? Acum 3,7? În momentul, incidența aici pe care o știți, 3,7 sau 3,79, cât este azi, nu contează asta. E vorba, repet. 3,91, de-abia mai înainte ne-a comunicat DSP, o gradul de incidență nu a fost public până la acest moment. Vă spun eu că este 3,91, deci este în permanentă creștere. Da. Domnule primar, noi doar încercăm să înțelegem, pentru că atât dumneavoastră cât și domnul prefect a spus că ați vorbit tot mai des despre o potențială carantinare, în timp ce Ministrul Sănătății a spus că această măsură ar fi foarte greu de implementat. Chiar dumneavoastră ați spus că poliția știe ce să facă. Au fost discuții cu reprezentanții IGP, cu reprezentanții jandarmeriei? S-a făcut un astfel de plan? Când vom ajunge într-un astfel de scenariu, în mod categoric vom discuta și cu reprezentanții structurilor de ordine și siguranță publică, cei care, în mod categoric și evident, vor trebui să ne ajute la o astfel de măsură. Dar repet, nu este nevoie să discutăm la acest moment despre un astfel de scenariu. Chiar dacă stârnește